Lucrările la Biblioteca Județeană Alexandru Dobescu din Călăraș au intrat pe ultima 100 de metri. Până la finele lunii iulie se va face recepția lucrărilor, urmând ca autoritățile județene să demareze procedura de obținere a vizelor și autorizațiilor necesare funcționării. Anul trecut, consilierii județeni au aprobat reluarea lucrărilor de execuție la obiectivul de investiții Centrul Județean pentru Cultură și Administrație Publică Barbu Știrbei, Biblioteca Județeană Alexandru Dobescu. Valoarea contractului a fost de peste 4 milioane de lei fără TVA, iar perioada de finalizare a lucrărilor a fost de 12 luni. Pe lângă lucrările necesare pentru realizarea construcției, constructorul s-a obligat să asigure dotările și mobilierul aferent. Licitația pentru continuarea lucrărilor a fost câștigată de o firmă călărășeană, aceea societate care a executat lucrările și înainte de sistarea acestora. Săptămâna trecută am avut o inspecție împreună cu constructorul la faza lucrărilor care se execută la Biblioteca Județeană Alexandru Dobescu. Lucrările sunt în grafic, la finalul lunii iulie vom finaliza lucrările, vom face recepția, iar inaugurarea ei va fi în luna august, pentru că avem nevoie să obținem și autorizația de la ISU.